Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu Afirmații Pozitive! Astăzi vom face împreună meditația pentru identificarea și eliberarea tensiunilor și a emoțiilor negative. Dar înainte să începem, am să vă rog să mă răsplătiți cu un like dacă vă place acest material, să apăsați butonul subscribe și acel clopoțel de notificări dacă vreți să fiți anunțați de fiecare dată când postez un nou video, iar în cazul în care doriți să mă susțineți în munca pe care o depun, deveniți membri plătitori ai canalului apăsând butonul Join. Să începem! Alegeți un loc liniștit și confortabil pentru meditație. Puteți sta pe un scaun cu spatele drept sau pe podea într-o poziție care să vă ofere susținere, dar care să nu fie rigidă. Asigurați-vă că sunteți într-un loc unde nu veți fi deranjat pe durata meditației. Începeți acum să vă concentrați pe alinierea corpului. Încercați să mențineți coloana vertebrală dreaptă, dar nu rigidă, cu umerii relaxați și picioarele plasate pe podea sau încrucișate confortabil. Poziția mâinilor poate varia în funcție de preferința personală. Le puteți așeza pe genunchi, în poala voastră sau într-o mudră, o poziție a degetelor. Închideți ochii blând și începeți să vă concentrați pe respirație. Acest lucru vă ajută să vă închideți la stimuli externi și să vă concentrați mai bine asupra experienței interioare. Concentrați-vă pe respirație. Simțiți cum aerul intră și iese din corpul vostru. Nu încercați să vă schimbați respirația, ci doar observați modul în care corpul vostru respiră în mod natural. Poate fi util să numărați respirațiile sau să repetați un cuvânt sau o frază în mintea voastră pentru a vă menține concentrarea. Veți observa că gândurile vor veni și vor pleca în mod natural. Nu încercați să le opriți sau să le judecați. În schimb, acceptați-le așa cum sunt și îndreptați-vă atenția înapoi la respirație ori de câte ori vă lăsați distrați de aceste gânduri. Simțiți cum aerul intră și iese din corpul vostru. Lăsați-vă mintea să se calmeze și să se așeze în prezent. Începeți să vă conectați cu corpul vostru. Încercați să identificați orice tensiune sau disconfort pe care îl simțiți în corp. Poate fi o senzație de strângere în piept, o greutate în umeri sau o rigiditate în gât. Repet, observați aceste senzații fără să încercați să le schimbați sau să le judecați. În timp ce explorați senzațiile fizice, fiți atenți și la emoțiile care ar putea fi asociate cu ele. Poate exista frică, tristețe, furie sau orice altă emoție negativă.
permiteți-vă să recunoașteți aceste emoții fără să vă identificați cu ele sau să le respingeți. Odată ce ați identificat emoțiile negative, practicați acceptarea lor fără să le judecați. Acceptarea înseamnă să recunoaștem că aceste emoții sunt parte naturală a experienței umane și că au dreptul să fie acolo. În loc să luptați împotriva lor, îmbrățișați-le cu compasiune și înțelegere. Folosiți respirația ca un instrument pentru eliberarea emoțiilor negative. În timp ce inspirați, permiteți-vă să atrageți aceste emoții în conștiință. Simțiți-le în profunzime, iar apoi, în timp ce inspirați, permiteți-vă să atrageți aceste emoții în conștiință. Simțiți-le în profunzime, iar apoi, în timp ce expirați, lăsați-le să se elibereze din corpul vostru. Vizualizați cum aceste emoții negative se transformă într-o lumină caldă și vindecătoare și se dispersează în aer. Reintroduceți afirmații pozitive în mintea voastră. Repetați-le în gând sau cu voce tare pentru a vă întări starea de bine, pentru a vă reaminti că sunteți în siguranță și aveți puterea să vă eliberați de orice vă îngrijorează. Aceste afirmații pot fi simple și relevante pentru starea voastră actuală. Așa că repetați acum după mine, cu voce tare sau în gând. Sunt conștientă de emoțiile mele și le accept cu blândețe. Îmi permit să simt și să eliberez orice tensiune din corpul meu. Sunt deschisă să explorez emoțiile mele fără teamă sau judecată. În fiecare zi devin mai conștientă de puterea mea interioară de a mă elibera de emoțiile negative. Primesc cu iubire și acceptare fiecare emoție care apare în viața mea. Îmi permit să iubesc și să-mi accept întreaga ființă, inclusiv partea mea emoțională. Respir profund și eliberez orice tensiune din corpul meu. Am încredere că sunt capabilă să gestionez orice emoție negativă care apare în viața mea. Sunt
Sunt recunoscătoare pentru fiecare lecție pe care o învăț din emoțiile mele. Îmi acord timp să mă conectez cu mine însămi și să-mi eliberez emoțiile. Sunt deschisă și receptivă la vindecare și la eliberarea emoțiilor din trecut. Îmi îmbrățișez emoțiile fără să le definesc identitatea. Îmi onorez și mi-ascult întotdeauna emoțiile. Primesc cu bucurie și recunoștință orice lecție pe care mi-o oferă emoțiile mele. Îmi permit să mă deschid către iubire și către acceptarea completă a mea. Mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt, cu toate emoțiile mele. Primesc cu inima deschisă orice schimbare care vine odată cu eliberarea emoțiilor negative. Îmi amintesc mereu că emoțiile sunt temporare și că trec. În fiecare zi mă simt mai ușoară și mai eliberată de orice povară emoțională. Sunt deschisă să îmi exprim emoțiile într-un mod conștient și respectuos. Îmi ofer timp și spațiu pentru a reflecta asupra emoțiilor și a învăța din ele. Îmi recunosc puterea de a alege cum să răspund la emoțiile mele. În fiecare zi mă simt mai liberă și mai ușoară de orice emoție negativă. Îmi acord permisiunea de a mă simți vulnerabilă și de a exprima această vulnerabilitate în siguranță. În fiecare zi, învăț să-mi îmbrățișez emoțiile cu mai multă compasiune și iubire. Sunt recunoscătoare pentru emoțiile mele, pentru că ele mă ajută să cresc și să evoluez. Îmi acord permisiunea de a mă simți confortabilă în prezența emoțiilor mele. Sunt deschisă să învăț din experiențele mele emoționale și să mă dezvolt ca persoană. Îmi recunosc și îmi onorez întotdeauna emoțiile ca parte importantă a ființei mele.
îmi permit să mă relaxez și să mă eliberez complet de orice tensiune din corpul meu. Sunt în siguranță să explorez și să exprim orice emoție pe care o simt. Îmi ofer sprijin și încurajare în timp ce îmi explorez și îmi eliberez emoțiile. În fiecare zi mă simt mai conectată și mai integrată odată cu eliberarea emoțiilor negative. Primesc cu recunoștință fiecare emoție care apare în viața mea pentru că mă ajută să cresc și să evoluez. Sunt deschisă și receptivă la vindecare și la transformare prin eliberarea emoțiilor negative. Îmi acord permisiunea de a mă conecta cu mine însămi și de a-mi exprima adevărata esență prin eliberarea emoțiilor. Îmi permit să mă bucur de viață și de toate emoțiile care vin odată cu ea. Sunt recunoscătoare pentru că am puterea de a mă elibera de orice emoție care nu mai îmi servește. Îmi exprim recunoștința pentru fiecare emoție pentru că mă ajută să mă cunosc și să mă înțeleg mai bine. Sunt deschisă să accept fiecare emoție ca parte integrantă a experienței mele umane. Îmi acord permisiunea de a mă simți liberă și de a mă exprima autentic în fiecare moment. Sunt recunoscătoare pentru curajul meu de a mă deschide și de a mă elibera de orice emoție negativă. Îmi permit să mă conectez cu mine însămi și să-mi onorez întreaga gamă de emoții. Sunt în armonie cu mine însămi și cu toate emoțiile mele. Îmi ofer iubire și compasiune în timp ce îmi explorez și îmi eliberez emoțiile. Pe măsură ce meditația progresează, continuați să observați și să eliberați orice emoții negative care mai apar. Este posibil să fie nevoie de mai mult timp pentru a le elibera complet și acest lucru este perfect normal. Fiți răbdătoare și gentile cu propriul sine în acest proces. Când simțiți că ați eliberat majoritatea emoțiilor negative și că sunteți într-o stare mai liniștită și mai calmă,
încheiați meditația cu recunoștință. Mulțumiți-vă pentru timpul și efortul acordat pentru a vă conecta cu voi înșivă și pentru a vă elibera de tensiuni și emoții negative. După ce ați repetat afirmațiile pozitive și simțiți că ați eliberat majoritatea tensiunilor și emoțiilor negative, începeți să vă concentrați din nou pe respirație. Simțiți cum vă umpleți corpul cu aer proaspăt și energie pozitivă. Încet, începeți să vă mișcați degetele, apoi întregul corp. Când sunteți gata, deschideți ochii ușor și întoarceți-vă la prezent. Această meditație poate fi repetată ori de câte ori simțiți nevoia. Cu cât o practicați mai des, cu atât veți deveni mai conștienți de tensiunile și emoțiile negative și veți deveni mai eficienți în eliberarea lor. Această meditație combină conștientizarea corpului, recunoașterea emoțiilor și afirmații pozitive pentru a vă ajuta să vă eliberați de tensiunile și emoțiile negative și pentru a vă reîncărca cu energie pozitivă și liniște interioară. Vă mulțumesc, dragile mele, și nu uitați să mă răsplătiți cu un like. Vă iubesc!